fericile iubirii. Într-un material difuzat în emisiunea Mireasa, îi vedeam pe Leo și Nora vorbind despre temerile lui Leo. Dar iată că și doamna Dana avea ceva de discutat cu Nora. Nu sunt biz, nu râde. E, nu, atât am râs dincolo. Când, aseară, cu el? Așa, da? Pe voi între voi? Cu glume de alea, cu broasca, în blender, cu de-astea. Aia nu cu mine a făcut. Nu? Cu Juliana? Da, eu eram la țigară și eu nu mă stăteam cu capul așa să nu râd. Nu l-ai lăsat să aibă și el un date? Da, să meargă din partea mea dacă vrea. Dacă nu vrea... Bac strâmbei, vedeți? Să cunoască și el o fată asiatică, nu? Să meargă. Nu l-am legat de mâini și n-o să-l leg. De mâini? Păi ce, cu mâinile se duce? Păi nu, de picioare nu vreau, că cade în cap. De gură poate să nu vorbească. E, de vorbi să comunici cu orice cine, adică n-am nicio treabă. Dar să nu danseze. Ba, și să danseze, poți să danseze. Eu n-am treabă cu chestiile astea. Poveste foarte mult. Tu sau eu? Amândoi. Eu? Despre viață? Da. Despre voi? Despre dezamăgirile lui. Nu, adică când o zis în cală, referitor că este greu de iubit sau ceva de genul. M-a nebunit cu vorba asta. Dai, spune-i să o opresc. Da, și asta am discutat, zic, hai că avem timp. Am zis că discut și eu cu el un pic. Zic, hai că avem timp, explică-mi, te rog frumos, ce e chestia asta, că eu, din punctul meu de vedere, nu înțeleg și vreau să înțeleg. Și eu zic, când lasă, deci toate barierele jos, să fie el iubit, devine, e punctul sensibil. Și a zis că cum să las să mă iubească cineva dacă eu nu mă iubesc pe mine. Și am zis aici este o gândire foarte prostească din punctul meu de vedere. În primul rând trebuie tu însuși să te iubești, să poți să accepti iubirea altora. Nu există să nu se iubească pe el. Asta au zis. Zice mult. Da, și am povestit de dumneavoastră. De mine. De familie, de familie, cum sunteți acasă. Că el ce exemplu vede de la părinți. Nu vorbiți de mine, să mă întrebăm. Ai, că o ziți frumos și drăguț, că vă pupăciți, vă luați. Ce mi-ați zis dumneavoastră? Ce alt lucru mi-a zis? Tata, dacă pleacă undeva, mama merge cu el. Nu că tata o ia cu el, mama merge cu el. Da. Nu există, da. El mă ia cu el. Da. Nu că mie nu mi-ar plăcea, dar de multe ori nu vreau să merg. Nu merg, nu mă las. Da, și eu văzut exemplu, ori dumneavoastră erați mai jos, cu psihicul sau ceva, venea soțul dumneavoastră și vă ridica și mergeați împreună. Da, vorbeam, adică ce da, vede. Nu ne lăsăm să picăm vreunul. Asta am vorbit. Eu nu știu dacă am stat o oră, 28 de ani, certați. El a zis că n-ați dormit singur. Niciodată. Numai când a fost în armată. Da. Și lui îi place foarte tare treaba asta, de-aia zice el că e greu de iubit. El se exprimă greșit cumva aici. Vrea el, își dorește o iubire pe cineva care să-l iubească foarte mult. Cum iubești, cum poate iubi el. Exact. Asta am zis și eu. Că... Nu că e greu de iubit. Exact. Primul și în primul rând, el s-a mirat faptul că a văzut la mine niște semne, ce face el, îmi ține la cineva și iubește. Și este greu să creadă că mai există oameni care pot, de exemplu, oferi ce oferă ce el. Ce oferă el, spune. Și asta există. Asta vrea el să spună, practic. Da. Că sunt puțini oameni care îți oferă atât de multă iubire. Numai că s-a pronunțat un pic greșit aici. Un pic greșit, da, să nu mai folosească cuvintele i-am astea, zis, că sună iurea i-am de zis. Tot. Dar se vede în ochii lui când povestea de familie, se vede dragostea aia, nu știu, e frumos ca un copil sau un copil, că suntem copii... Vrei să știi de la bun început că el nu se poate să stea departe de noi mult timp. Nu, asta am și clarificat. Eu nu-mi doresc lucrul ăsta, i-am zis, ia zborul, mergi către unde vrei tu și a zis că el, ca om, nu poate să stea departe de noi. Nu, asta am discutat, m-a întrebat și pe mine că cum sunt cu familia mea. Zic că eu sunt ca el cu problema de familie, dar trebuie să găsim o cale să împăcăm lucrul ăsta, adică... Păi, da. Poate s-a văzut aiurea din afară, îți dai seama că am avut reacțiile alea, toată lumea aplauda, eu eram așa, toată lumea așa, eu așa, toată lumea nu pot să mă ascund, ce să fac? Eu nici acum, uite, în clipa asta, ieri ați avut petrecere, ați stat împreună, eu nu că nu pot să accept, să nu mă înțelegi greșit. Să vă obișnuiesc cu ideea. Tu stai seama dacă eu am stat cu tine ca așa cum și am vorbit tot ce se poate. Și eu nu vedeam o relație între voi. Eu nu pot să înțeleg cum s-a întâmplat asta. Pentru mine a fost așa ceva bum. Și s-a tăiat film aici.
Și eu trebuie cumva să mă obișnuiesc cu treaba asta, ca să pot să înțeleg și eu, să pot să fiu și eu acolo între voi. Nu pot, veneam, vă vedeam în canapea, credeam că tot așa, ca înainte. În mintea mea nu se întâmplă încă schimbarea, știi? Nu te supăra pe mine, pentru că sunt niște reacții normale, poate, adică nu trebuie să te superi. Dar măcar atâta vedeți, un pic clar că este un fericit. Îl văd, da. Un pic, atâta. Da. Văd ceva când spune, când exprimă, da. Dar eu nu vreau să mă îndepărtez de dumneavoastră. N-ai de ce să te îndepărți. Dacă veți fi și dacă nu veți fi, tu trebuie să rămâi cu mine. Așa să... Nu, păi nici nu pot să stau singură, că dacă m-ai lăsa așa, ar fi mai nașpa, că aș gândi alte lucruri. Dacă era Alexandra cu Leo, percepeam altfel. Pentru că n-am văzut-o niciodată ca pe ceva. Știi? Alexandra cu Leo. Da, dar Nora cu Leo... Capricile iubirii. Alexandra are stea în frunte sau nu știu, toată lumea discută azi de Alexandra. Era un exemplu, am înțeles. Da. Imposibil. Ia zi, Leo, cum ți se par dialogurile? Deci eu vreau să spun de la început că asta m-a apreciat la Nora din prima clipă, mentalitatea, și chestia asta doar m-a făcut, văzând materialul ăsta, să pur și simplu să-mi placă și mai mult de ea, pentru că a înțeles dintr-un amalgam de idei și de concepte ce am avut noi în discuția noastră, a înțeles ideea la fix. Mie așa mi se pare, că pur și simplu reușește să mă înțeleagă fără prea multe cuvinte, fără prea multe chestii. Și chestia asta... Și te gândeai că vei întâlni o persoană cu care să reușești să dialogueze așa de ușor și de... Niciodată. Și? Cum e? Greu de iubit. E super, ce pot să zic. E o chestie pe care n-am mai întâlnit-o. Da. Ești șocat și tu ca și maică ta. Da, fix în aceeași situație sunt. Doar că eu sunt un pic mai... Nu știu, mai fericit, poate mai... mai împlinit, mai... Nu știu, pur și simplu, mă bucură toată chestia asta și tot ce se întâmplă. Da. E, doamna Dana, acum știți cum e, lumea vă vede și așa, și așa. Unii v-au înțeles, alții nu v-au înțeles. Până la urmă, știți cum este, că nu puteți să împăcați pe toată... Correct. Nu contează ce cred oamenii, contează ce simt. Eu aș... Aș vrea să vă întreb, doamna Dana, problema este ceea ce a spus, cele trei motive pentru care ați spus dumneavoastră că nu acceptați pe Nora, sau există și altceva? Da, asta e greu de acceptat. Că eu mi-amintesc că ați avut la un moment dat o discuție cu Nora pe canapea, în care se discuta despre nominalizări și a spus așa, că eu deja am două nominalizări, dumneavoastră ați spus că faceți tot posibilul să o țineți în casă, și a zis... nu-i problemă, că o să dau o bombă. Și la două zile a venit bomba că, de fapt, îi place pe Leo. Credeți că este o strategie? Adică poate fi și ăsta un motiv să nu credeți în sinceritatea Norei în ceea ce îl privește pe Leo? Un pic, o strategie a Norei? Da. Dar nu, asta nu a fost. Faza cu bomba a fost la mine, eu am spus-o într-adevăr, dar a fost sub formă de glumă. Ai spus. Nu, eu am zis. În discuția cu doamna Dana. A fost o discuție, a fost. Nu cred că este o strategie, nu cred, dar e ceva ce nu-mi găsesc eu momentan. Probabil că o să descoper pe parcurs, o să văd la ei, între ei, ce se întâmplă și... Adică vă dă ceva cu virgulă? Da, e ceva, da. E ceva acolo. Nu știți încă să puneți degetul pe ce... Nu știu să spun exact ce. Ori sau problema... probabil vă dați seama de unde s-au apropiat? Sau da, cum a început? Mi s-a părut prea ca... prea repede, bum, dintr-o dată. Acum, doamna Dana, știți cum pe vremuri tinerii se ascundeau atât de bine și după aia el o arunca pe șaua calului și fugeau și părinții rămâneau... Și asta e adevărat, da. Da, nu știu, probabil că trăiesc aici lângă ei, am fost pas cu pas și asta este... Dar dumneavoastră n-ați simțit nimic așa... Până să vină bomba asta, până să se deschidă Nora. Că Nora a fost prima care a venit la dumneavoastră și a deschis sufletul și a spus că simte ceva, nu? Da. Parcă ăștia au fost pașii. Da. Eu am observat din cauza că ei erau frați. Da. Se jucau, își furau ochelarii, se alergau. Haideți, doamna Dana, că acum deja... Nu am fost atentă la detalii, asta e ideea. Doamna Dana, erați acolo pe canapea și eu v-am zis, ce e aia cu frate? Știți cum e cu frate și s-ar putea ca la un moment dat... ce, doamne, iartă-mă, că acum... Da, nu știu. Hai să ne înfrățim cu toții. Lasă, avem frați și surori. Este aia care trebuie, nu... Este adevărat. Am pus un semn de întrebare atunci, dar... Vedem. Dar știți cum e? Lăsați-i... Sunteți bine? Asta e cel mai important.
Ce ai pățit? Ia uite ce... marea tragedie. Nu se întâmplă și nu contează. Eu pot să spun orice prostie și inepție. Paula la fel, Andreea la fel, Ana la fel. Nu contează. Important e ce simțiți voi, dragilor. Așa este. Dă-i seama, noi suntem câteva păreri într-o mare de păreri. Câte exact. Capete atâtea idei. Da, exact. Nu vă amăgiți că toată lumea e într-o idee. Și ce crezi? Fiecare cu ideile lui pleacă la el acasă și își vede. Da, apropo de marea de idei, avem mesaje din online? Da, foarte multe chiar. Te rog. O să citesc câteva. Să mulțumim. Începe telenovela. Mama cea rea, Nora cea bună și băiatul care încearcă să le împace pe amândouă. Oameni mai triști că au făcut un cuplu, nu am văzut. Leo, clipește de două ori dacă este cuplu făcut împotriva voinței tale, să trimitem trupele speciale să te salveze. Bun, mi-a plăcut asta. Nu m-a dat pe spate clar. Așa, să fie și cu zâmbet pe buze. Auzi, dar ai clipit sau nu, ca să știi? Ai clipit o dată sau ai clipit de două ori? N-am clipit. Ok. Îmi place cuplul format dintre Leo și Nora. Amândoi sunt oameni buni, cu suflet curat. Doamne ajută să le fie bine și doamna Dana să ne fie alături. Cei mai frumoși. Se decernează Zmeura de Aur pentru doamna Dana, Oscarul pentru dramă pentru domnișoara Nora și Oscarul pentru rol secundar Leo. Bună distribuție, prost film. Sunt foarte frumoși și se potrivesc. Nu băgați în seamă vorbele lumii. Vă susțin. Sunt frumoși amândoi și nu contează vârsta, că nu e mare diferență. Mulțumim. Mulțumim pentru tot. Leo, ai reținut, tu ești în rolul secundar. Da, mă, dar e bine că ai luat Oscarul, adică Oscar. N-ai luat... Da. Acum e prea târziu să clipesc? Poți să faci. Să facem serial la tine. Da. Lasă, mai bine faceți... Face nu, oricum nu se mai poartă filmele de cinematograf. Faceți pentru televiziune, faceți un serial întreg. Telenovela. Și o să fie mai...